s-a dus anul acesta. Cu emisiuni multe, cu informații diverse, după cum ați văzut, rămânem într-o zonă a sănătății și la rubrica de sănătate. Bună dimineața, a frumuseții și la rubrica de sănătate. Bună dimineața, Simona. Nața, bună dimineața, sănătate. Machiaj frumos, da? Este și mai frumos o piele hidratată și fermă, nu? Da, cumva mergem în direcția asta, pentru că frumusețea înseamnă în primul rând sănătate. Corect, și despre piele vom vorbi. Odată cu trecerea anilor, toate procesele interne ale organismului încetinesc, regenerarea celulară are loc mai lent, ceea ce face ca pielea să-și piardă elasticitatea și fermitatea. Este un proces până la urmă firesc, natural, iar factorul genetic, metabolismul, schimbările hormonale și stilul de viață avut pot influența momentul când apar primele semne ale înaintării în vârstă, respectiv ridurile, petele pigmentare, pielea uscată. Cum putem ajuta totuși pielea să rămână sănătoasă și frumoasă? Aflăm acum! Pielea este cel mai mare organ al corpului și reprezintă mult mai mult decât un simplu înveliș. Pielea cântărește aproximativ 4 kg și jumătate și îndeplinește o serie de funcții care ajută la menținerea sănătății. Pielea este o structură complexă de țesuturi care lucrează împreună pentru a ne proteja în mai multe feluri, barieră de apărare, dar și organ senzorial. Pielea suferă modificări odată cu înaintarea în vârstă. Anii trec, dar nu pentru toți la fel. Așa este, anii trec, trebuie să știm și ce proceduri și analize trebuie să facem la nivelul pielii, în așa fel încât pe mai târziu pielea noastră să arate foarte bine. Și avem anumite analize pe care le recomand tuturor, analize care determină cât de deteriorată este pielea noastră, nu doar la suprafață, ci și în profunzime. Pentru că în momentul în care facem această analiză, putem detecta care este gradul de încărcare pigmentară, care este gradul de dilatații vasculare care au loc la nivelul dermului și care ulterior se vor răsfrânge la suprafață și vor determina tot felul de afecțiuni. Această analiză are minunatul rol de a avea o analiză obiectivă oricând la nivelul tenului nostru, plecând din momentul zero și ajungând în anumite momente în care vedem că pielea noastră începe să se deterioreze. Și în funcție de această analiză știm foarte bine ce tratament este potrivit fiecărui pacient. Pentru că pielea are rol de protecție a organismului împotriva factorilor externi, este constant expusă unor numeroase provocări. Astfel, odată cu trecerea anilor, pielea poate avea de suferit. De asemenea, stilul de viață poate influența sănătatea pielii. Vrem să arătăm în continuare bine chiar dacă anii trec. Ce este de făcut? Avem la îndemână astăzi intervenții revoluționare care pot trata pielea în toate straturile ei și care pot îndepărta riduri fine, pete pigmentare, porii dilatați, celulită, efectiv pot reda pielii fermitatea și tonusul de care fiecare dintre noi avem nevoie. Aceste intervenții de care am vorbit au la bază radiofrecvența, radiofrecvența fracționată sau cea cu microneedling și se bazează pe faptul că stimulează producția proprie de colagen și au și capacitatea de a contracta puternic fibra elastică, astfel încât să avem fermitatea de care avem nevoie. Sunt foarte binevenite în orice perioadă a anului, se aplică pe orice fel de tip de piele și au marele avantaj că nu provoacă durere și că pielea nu se înroșește, chiar dacă se înroșește foarte puțin după intervenție, în jumătate de oră trece roșața, în așa fel încât ne putem relua activitatea zilnică. Aceste intervenții sunt indicate atât pentru femei cât și pentru bărbați și se pot aplica în orice zonă a corpului, pornind de la nivelul feței, gâtului, gușei, abdomenului, coate, genunchi, deci în orice zonă a corpului avem nevoie de a avea o piele mai tânără, mai sănătoasă și mai frumoasă. Așadar, cu toate că îmbătrânirea pielii este determinată în principal de factorul genetic și de stilul de viață avut, prin adoptarea unor îngrijiri corecte și a unor tratamente care să ajute, pielea noastră poate să rămână sănătoasă și frumoasă chiar dacă anii trec. Da. Măcar așa, cu speranță și cu drag ne gândim, nu? Fericirea se vede pe piele și o piele zâmbită des, sigur, face și niște riduri de expresie, dar este mult mai... Mult mai sănătoasă. Mulțumim tare mult, Simona. Mulțumesc. Te așteptăm și luni să povestim despre sănătate. Domnul Florin, râdeți de...